Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Sunt Cătălin Ganera și vă prezint mijloace specifice pentru dezvoltarea îndemânării, a capacității coordinative și vom discuta despre exerciții pentru manevrarea de obiecte și echilibru. Tema se adresează clasei a 5-a, competenței generale numărul 2, și anume utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-3, recunoașterea exercițiilor simple pentru dezvoltarea calităților motrice de bază. Capacitatea motrică cuprinde deprinderi motrice care pot fi de locomoție, manipulare și stabilitate, la care se adaugă calitățile motrice de bază, și anume viteza, îndemânarea sau capacități coordinative, forța și rezistența. Îndemânarea sau capacitățile coordinative reprezintă capacitatea de a învăța cât mai rapid mișcări noi și de a le folosi cât mai eficient în condiții diferite. Ea se poate dezvolta pe toată durata anului școlar. Locul în lecția de educație fizică este după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor. Nu este recomandată planificarea dezvoltării îndemânării în aceleași lecții cu dezvoltarea vitezei sau cu formarea deprinderilor de locomoție, de stabilitate și de manipulare. Haideți să vedem care sunt componentele îndemânării sau capacităților coordinative. Ambidextria, atunci când poți folosi aproape la fel de bine mâna sau piciorul drept și mâna sau piciorul stâng, chiar dacă ești dreptaci sau stângaci. Precizia, când poți cu ușurință să marchezi un coș sau un gol sau să arunci la țintă. Echilibrul, poți să-ți menții corpul într-o poziție stabilă și să te reechilibrezi în timpul diferitelor mișcări. Coordonarea segmentară. Atunci când poți efectua mișcări simultane, adică în același timp, cu diferite segmente ale corpului. Orientarea spațiotemporală, adică în spațiu și timp, atunci când poți să îți modifici poziția corpului în timp și spațiu, în funcție de anumite repere. Și ritmul, când poți executa diferite exerciții fizice, respectând durata stabilită, ritm mai rapid sau ritm mai lent. În clasa a 5-a, dezvoltarea îndemânării sau a capacității coordinative va urmări coordonarea acțiunii segmentelor față de corp, manevrarea de obiecte și echilibrul. Manevrarea de obiecte individual sau cu parteneri. Obiectele pot fi mingi, bastoane, corzi de sărit, etc. Conducerea mingii pe sol cu o mână și ocolirea unui jalon. La dus se va folosi un braț sau o mână, la întors se va folosi celălalt braț, cealaltă mână. Se pot folosi simultan două mingi de baschet. Dribbling cu mingea de baschet și ocolirea unui jalon. La dus se va folosi un braț, la întors se va folosi celălalt braț. Se poate realiza dribblingul cu două mingi simultan pe loc, apoi din deplasare. Mers cu un braț întins lateral, pe palmă se va ține o minge de basket. Mers cu brațele întinse lateral, pe fiecare palmă se va ține o minge de basket. Pe palmă se va ține în echilibru un baston. Același exercițiu se va realiza și cu cealaltă palmă. În final, se pot folosi două bastoane, câte unul pe fiecare palmă.
Diferite tipuri de sărituri cu coarda pe loc, cu un picior, cu ambele picioare, înainte, înapoi, alergare cu genunchii sus, încrucișarea brațelor sau a picioarelor, etc. Apoi, toate tipurile de sărituri cu coarda se vor realiza din deplasare. Echilibrul. Se poate realiza în poziții statice, în deplasare pe suprafețe înguste situate la diferite înălțimi și în deplasare pe suprafețe înguste cu purtare, depunere, culegere de obiecte. Echilibru în poziții statice. Stând pe piciorul drept, ridicarea piciorului stâng îndoit cu genunchiul în diferite direcții, la piept, în lateral, înapoi. Sau piciorul stâng întins în diferite direcții, înainte, lateral, înapoi. Pentru membrele superioare sunt indicate diferite poziții. Se va lucra același exercițiu cu schimbarea rolului picioarelor a membrelor inferioare. Echilibrul în deplasare pe suprafețe înguste situate la diferite înălțimi. Inițial ne vom deplasa pe o linie cu lățimea de 10 sau 5 cm la nivelul solului, apoi pe o lățime de 25 de cm și o înălțime de 35 de cm, apoi vom trece la o lățime mai mică, adică 20 de cm și o înălțime de 40 de cm, urmând ca în final să micșorăm din ce în ce mai mult lățimea la 10 cm, respectiv 5 cm, și în același timp să creștem și înălțimea la care ne deplasăm. Putem folosi deplasarea pe suprafețele menționate anterior, și anume de la mersul pe linia de 10 sau 5 cm trasată pe teren și până la mersul pe o suprafață îngustă, aproximativ 5 cm situată la înălțimea de 40 de cm. Exercițiul la început va fi efectuat pe perechi, un elev se deplasează în echilibru, celălalt merge pe lângă bancă pentru a asigura reechilibrarea colegului în caz de nevoie. Echilibrul în deplasare pe suprafețe înguste cu purtare, depunere sau culegere de obiecte. Deplasare pe o linie de 5 cm trasată pe teren, transportul a două mingi și transmiterea acestora unui coleg care se deplasează din sens invers, întoarcere 180 de grade și deplasare în sens opus. Deplasare pe o suprafață cu lățimea de 20-25 de cm la o înălțime de 35-40 de cm, transportul sau purtarea a două mingi, depunerea acestora pe două copete, întoarcere 180 de grade, deplasare în sens opus și culegerea celor două mingi. Apoi putem folosi o suprafață mai îngustă. Deplasare în echilibru pe o suprafață de aproximativ 5-10 cm la o înălțime de 35-40 de cm, purtarea, transportul a două mingi, depunerea acestora pe două copete, întoarcerea 180 de grade în sens opus și culegerea celor două mingi. Materialele filmate au fost realizate la școala gimnazială cu clasele 1-8, numărul 1 Cernavodă, județul Constanța.
Mulțumiri elevilor îndrumați de profesorul de educație fizică și sport, Daniel Băietu. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.